Un proiect european să mai încep de la zero încă o dată? Nu, zice. Îmi va rămâne această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Iov 6:10. Frate și surori, vreau să subliniez un aspect foarte important în această dimineață. Peste fiecare dintre noi vine necazul în viață, însă necazul poate fi de două feluri. Încercare ca și la Iov sau pedeapsă ca și la David. Iov își primește copiii înapoi, David nu mai îi primește. Ce înseamnă asta? Că dacă nu-mi învie copilul din sicriu, înseamnă că a fost pedeapsă. Nu. Încercarea care vine peste noi, necazul care vine peste noi, dacă am trăit frumos, e o încercare. Fiecare încercare care vine peste noi aduce pentru noi o greutate veșnică de slavă. Pedeapsa nu aduce slavă. Pedeapsa e o corecție. Eu nu îl pedepsesc pe copilul meu și apoi îi dau o prăjitură. Nu, eu îl pedepsesc. Îi dau prăjitură când face ceva bine în casă. Sau îl răspătesc printr-o excursie undeva, da? Unde vreau să ajung? E atât de important să trăiești frumos cu Dumnezeu că atunci când vine necazul, să știi că e încercare și nu pedeapsă. E mare mângâiere că în ziua încercării, ca în ziua necazului, să poți să spui ca și Iov. Și eu nu pot să spun, vă spun sincer, eu nu pot să spun ce o zis Iov. O zis Iov așa, inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Dragii mei, am slujit la o mormântare duminica trecută aici în Bihor, undeva aproape într-un sat, și am fost foarte surprins și am făcut o poză cu telefonul, vreau să vă citesc. Sora la care am slujit avea 89 de ani. Apropo, fac o paranteză, noi ne uităm și întrebăm câți ani au trăit, 42? Dumnezeu nu se uită așa. Că nu e importantă lungimea vieții, e importantă calitatea vieții. Dacă trăiești 120 de ani, ești sănătos tu și mergi în iad, cu ce te ajută? Sora aceasta a trăit 89 de ani. Și m-a surprins ceva extraordinar și m-am folosit de mărturia ei ca să mângâi inimile celor din jur de acolo. La vârsta de 10 ani rămâne orfană de tată. La 13 ani îl primește pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inima sa și este botezată cu Duhul Sfânt. Este prigonită de mama ei pentru credință și este pusă să doarmă în grajd cu animalele, unde Veronica se roagă și îl slăvește pe Dumnezeu. La scurtă perioadă, după câteva nopți, după câteva zile, mama ei, care a pus-o să doarmă în grajd cu animalele, visează un vis. A văzut un pod la capătul căruia era fica ei, Veronica, cu cisme de aur, îmbrăcată într-un mod extraordinar. Mama voia să treacă și ea podul, dar îngerul o oprește și îi spune că nu are veșmintele fiicei ei, deci nu poate trece acel pod. Elisabeta, înțelegând acest mesaj, îl primește pe Domnul Iisus în inimă, o cheamă pe fată din grajd și îi spune: de astăzi dormim împreună, pentru că și pe mine Dumnezeu mă mântui. Am plecat acasă, dragii mei, pe mașină și m-am gândit care e prețul pe care eu îl plătesc pentru credință, că mă necăjesc pentru un mesaj de la WhatsApp, că cineva a zis ceva despre mine și altul a dormit în grajd cu animalele pentru credință. Care e prețul pe care îl plătești tu pentru credință în vremea aceasta? Vine o zi când vei pleca de aici, spunea cântarea, toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Știți ce frumos este ca atunci? Și spunea cineva, trăiește viața în așa fel încât în ziua mormântării păstorii să nu trebuiască să exagereze la predică. Ce frumos e când pleci de aici să fii ca și Tabita, nu? Uite, a rămas ceva după ea. Ce-a făcut ea e o mângâiere pentru noi. Nu a plecat bârfitoarea satului. Îmi spunea un pastor la o mormântare, Cristi, să nu te atingi de cine a plecat. Că n-ai ce să spui de bine despre el. Lasă-l așa și vorbește numai din Biblie. Dar am fost și la mormântări unde au zis, frate Cristi, a fost un om al lui Dumnezeu. Dragii mei, mărturia noastră poate fi o mângâiere pentru cei care rămân după noi. Mă rog astăzi
Să ne ajute Domnul să avem o viață frumoasă, o viață plăcută. Și când vine ziua să plecăm, cei din jur să zic, am avut un tată care umbla cu Dumnezeu. Am avut o mamă pe care nu o găseam la telenovele seara, ci pe genunchi. Eram undeva într-o casă, m-am pus la masă lângă sobă și îmi spunea fratele gazda, Cristi, locul pe care stai e sfânt. Și am zis, cum să fiu sfânt lângă sobă? Ce loc sfânt e ăsta? Și am zis, când mergeam la discotecă, la 10 seara, maică mea se punea pe locul ăsta și la 5 dimineața când veneam, o găseam tot aici. Mama mea a plecat și eu m-am întors mai târziu la Domnul. Dar viața ei pentru mine a fost o zidire și o mângâiere și un moment și un prilej ca să trăiesc și eu cu Dumnezeu. În ultimul rând, dragii mei, și apoi mă duc la a doua parte a mesajului, în ultimul rând, Dumnezeu ne mângâie și prin minuni. Și mulțumesc Domnului că din când în când mai face câte o minune și ne dovedește că El este pe tron și este în control. Și Biblia spune, în Fapte, capitolul 20, că Eutis stătea pe fereastră, stătea pe geam. Cum stau și tinerii noștri astăzi, pe Windows, sau pe Android, sau pe iPhone. Ai grijă să nu cazi. Am predicat despre tehnologie recent, lucrez în informatică și interacționez cu tehnologia în fiecare zi. Dar întrebarea care vreau să vă las este, folosim tehnologia ca să schimbăm lumea sau lumea folosește tehnologia ca să ne schimbe pe noi? Stătea Eutic pe fereastră. Cea mai mare parte a corpului era în biserică. Mă gândesc că nu a fost chiar așa de tupeist încât să stea cu corpul afară și se uită la Pavel cum predica. De ce a căzut Eutich afară și nu înăuntru? Potrivit cu legile fizice, trebuia să cadă înăuntru, nu? Pentru că spiritual, acolo merge unde ție este inima. Dar Biblia spune că atunci când au căzut, cred că au fi zis câțiva, i-am tot spus la băiatul ăsta că într-o zi o să cadă. Cred că alții au fost cu... o ținut cronologia evenimentelor. Știți că a fost acolo cineva care a fost cu rugăciunea? Pavel. L-a luat în brațe să ruga pentru el și Biblia spune că învierea lui Eutich a fost pricina unei mari mângâieri. Doamne, mai învie și astăzi. Mai naște din nou oameni care trăiesc în păcat. Că nu-ți trebuie mai mare bucurie decât să auzi că cineva s-a întors la Domnul. Vreau să mă merg mai departe, dragii mei, pentru că rămâne această întrebare. Oare chiar trebuie să mângâi? Isaia 40:1, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Nu e o opțiune? Nu zici, dacă aveți chef, mângâiați. Dacă aveți timp liber, mângâiați. Nu. E un strigăt al lui Dumnezeu. Nu e al lui Isaia. Mângâiați pe poporul meu. Dragii mei, ca să mângâi am nevoie de câteva lucruri și... despre asta vreau să vorbesc în a doua parte a mesajului. De ce am nevoie ca să mângâi? Pentru că un mecanic are nevoie de niște unelte ca să-ți repare mașina, nu? Diploma nu-l ajută. Nu-i suficient. Un medic are nevoie de niște medicamente, de o experiență, de niște ustensile ca să opereze. De ce are nevoie un om care vrea să mângâie? În primul rând, dragii mei, și vreau să ne uităm la pilda samariteanului. Un exemplu extraordinar de mângâiere, de restaurare, de ridicare. În primul rând, dacă vrei să mângâi pe cineva, ai nevoie de milă. Luca 10:33, dar un samaritean care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de omul acela. Nu știu cum stăm astăzi cu milă. Trăim într-o lume care vrea să ne distanțeze tot mai mult unul de altul. Dacă s-ar putea, am trimite sandwich-uri prin WhatsApp. Dacă s-ar putea, am ajutat cumva așa wireless. Nu se poate. Biblia spune că ai nevoie de milă. Trebuie să te identifici cu problema omului în cauză. Știți că omul care e în necaz simte dacă cuvintele care le spui vin din inimă, vin din milă, vin dintr-o inimă de carne, nu de piatră. Un rănit care merge la doctor, înainte să vadă medicamentul din mâna doctorului, vrea să vadă mila din ochii doctorului. Dacă doctorul urlă la tine, nu mai contează ce medicamente îți dă, nu? Doamne, astăzi lasă mila Ta peste fiecare dintre noi. Că atunci când mângâiem pe cineva, să ne putem identifica cu necazul acelei persoane.
Efeseni 4:32, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Spunea poezia, fă-ți timp să poți cu milă să le alini, să alini durerile trecând. În al doilea rând, dragii mei, dacă vrem să mângâiem pe cineva, avem nevoie de apropiere. De apropiere. În Luca 10:34, Biblia spune despre samariteanul acesta că s-a apropiat. Putea să sune la salvare, nu? Putea să zică, să sune la comitet. Frații din comitet, ei sunt responsabili cu mângâierea. Așa ușor pasăm, dragii mei, la altcineva. Putea să zic că sunt în călătorie, am o întâlnire de afaceri, am un meeting mâine. N-am timp să mă opresc aici. Nu putem vindeca rând de la distanță. Consultarea la doctor, dacă vă uitați pe internet, sunt anumite site-uri care vă pot estima o anumită boală pe care o aveți pe baza input-urilor, pe baza lucrurilor pe care le puneți acolo. Dar vă spune așa cu roșu, vă recomandăm cu strictețe o vizită personală la medicul de familie. Pentru că cea mai bună consultare e față în față. Dragii mei, de prea multe ori încercăm să rezolvăm probleme acute prin telefon sau SMS. Și nu merge, pentru că cel mai important lucru nu e ceea ce spunem, ci felul în care spunem. 65% din comunicarea care o ai cu cineva, 65% e compusă din gesturi, din mimica feței, din durerea care poți să o afișezi în momentul când mângâi pe omul care e în cauză, de empatia aceea care nu se vede de la distanță. Diavolul nu e supărat dacă vii la biserică și atunci când e necaz, spui, eu nu mă bag. Mă rog astăzi să te uiți în jur și unde e nevoie să te apropii, să o faci. Pavel nu zis, luați-l pe ăsta, băgați-l la terapie intensivă, că trebuie să-mi continui predica, că mâine trebuie să fug în altă parte. Nu. Pavel a întrerupt mesajul și l-a luat în brațe pe omul acel. În al treilea rând, dragii mei, avem nevoie de medicamente. Samariteanul milostiv, când se apropie de cel în cauză, nu stă pe telefon. Nu-l bombardează cu sfaturi. Auzi, dar cine te-a pus să fii aici singur la 11 noaptea? Auzi, dar cum erau îmbrăcați tâlharii? Am observat că în ziua unui accident, dragii mei, la fața accidentului se prezintă mai multe categorii de oameni. Unu, curioși. Stau așa și analizează. N-avea centură, zice. Aveau 140 la oră. Curioșii nu m-aș dau cu părerea. Ei te pot ajuta cu nimic. Apoi, la momentul accidentului, sunt polițiștii. Nu vreau să subminez autoritatea lor. Ei măsoară, ei fac estimări, ei trag concluzii, ei găsesc cauza accidentului. Dar în ziua necazului nu e nevoie de polițiști. Apoi mai sunt reporterii. Ar da orice să prindă o poză cât mai explozivă, ca să aibă mai multe vizualizări a doua zi la articol. Dacă ai ajuns cu mâna în ghips, ei spun unii că ești în comă. Prinde mai bine, exagerează. O, cât mulți reporteri sunt la Deva, nu știu dacă sunt și la Oradea. Știți de cine avem nevoie în ziua accidentului? De doctori care... Ați văzut pe ăia de la Smurd făcând poze? Ați văzut pe oamenii de la Smurd zicând n-avea centură, pentru aia eu nu-l resuscitez? Nu. Oamenii aceia care vin pregătiți, toată mașina aia Smurd e plină de aparate. Vin pregătiți și fac ceva. Luca 10:34, samariteanul s-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Un de lemnul era folosit în Orient pentru alinarea durerii și vinul pentru dezinfectare. Atenție, să nu pui oțet în loc de un de lemn. Se citea aici un psalm și fatele care au citit psalmul au început așa, cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea este pentru împăratul. Care sunt cuvintele care eu le spun când cineva este în necaz? Un de lemn?
Biblia vorbește în Geneza 43 cu 11 când Israel îi trimite pe frații lui Iosif în Egipt, la Iosif: luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării ca să duceți un dar omului aceluia. Dar ce să luăm în saci? Puțin lac alinător, puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Leac alinător, Ieremia 8:22. Nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Mierea era recomandat atunci și astăzi încă se folosește pentru arsuri, ulcere venoase, furuncule, sinusuri, diferite infecții. Însă, din punct de vedere spiritual, mierea în Biblie reprezintă binecuvântarea materială. Știți că e nevoie și de astfel de mângâiere? Biblia spune: te voi duce într-o țară care curge lapte și miere. Du celui rănit de lângă tine, celui care e în suferință, celui care a trecut printr-un accident, printr-o pagubă. Du-i și o binecuvântare materială. În Faptele Apostolilor, dragii mei, am găsit ceva foarte frumos. 4:36. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâiere. Știți care era numele din buletin al lui Iosif? Iosif. Nu-l chema Barnaba în buletin? Dar atâta bine a făcut omul ăsta în biserica aceea, încât au zis oamenii: mă, n-ar rost să mai spui Iosif, la asta trebuie să-i spui Barnaba. Dar ce a făcut? 4:37. Numai una din faptele lui bune, a vândut un ogor pe care îl avea. Putea să ia a 10-a parte, să o ducă la biserică, să-l țină 90 pentru ea. Știți ce a făcut? 100% pentru oameni. Au zis apostolii: îi schimbăm numele astea, zice. Și punem numele Barnaba. Vă aduc aminte de Luca 16, un bogat pe care nu știu cum îl cheamă, că nici nu mai contează numele zgârcitului. Nici fărâmiturile nu și le-a împărțit cu Lazar, care era la ușa lui. Știți că oamenii care nu-și dau nici măcar fărâmiturile dincolo n-au parte nici măcar de picuri de apă? Cum e inima ta astăzi? Cum e inima mea? Gata să contribuie doar cu cuvinte? Sau și ceva material dacă e nevoie? Smirna, leac pentru gripe, bronșită, anumite infecții, dar smirna are ceva special, are un miros special. Știți că atunci, după ce am mângâiat pe cineva, după ce am încurajat, după ce am restaurat, după ce am ajutat material pe cineva, în urma noastră trebuie să rămână un miros plăcut? Vă dau un exemplu cum poate rămâne un miros neplăcut. Ajut pe cineva și după 5 ani îi scot ochii. Auzi, dacă nu eram eu, erai pe nicăieri. Bine, la voi nu se întâmplă și n-are rost să insist pe linia asta. Dar știm astfel de situații. Știți cum poate rămâne un miros neplăcut? Mă duc și mă laud cu fapta care am făcut-o la alții. Dacă nu eram eu să-i ajut, 1.000 de euro. Și nu mai rămas miros plăcut. Uitați-vă în Luca 7, vine o femeie cu vas de alabastru, sparge vasul acela, toarnă mirul. Știți ce spune Biblia? Toată casa s-a umplut de mirosul acela. Mă rog, dragii mei, în urma noastră să rămână un miros plăcut în urma slujirii noastre. Și în ultimul timp, în ultimul rând, ai nevoie de timp. Cel mai greu lucru pe care un om ți-l dă în ziua de azi e timpul. Îți dă mai ușor banul decât timpul. Frații și surori, samariteanul l-a pus pe asin și l-a dus la un han și a făcut timp pentru el. Vreau să vă spun, ca să vizitezi pe cineva aflat în durere, în necaz, ca să mângâi, e nevoie să-ți rupi din timpul tău. Putea să chemi un taxi samaritean, vorbesc în termenii din ziua de azi. O vin la mine cineva recent și o zis: de Cristi, vreau să-mi scot soția din spital. Nu mă ajută nimeni. Am sunat pe mulți. Răspunde Orange-ul la cei mai mulți. Reveniți mai târziu. N-am nevoie să scot soția din spital. Vreau astăzi să vă fac conștienți de un lucru pe care l-am înțeles recent.
Cel mai prețios lucru pe care îl avem este timpul nostru. Pentru aia eu de câțiva ani nu mai stau la filme, la meciuri, la telenovele, pentru că e ca și cum aș lua 1.000 de euro și aș alunca la gunoi. Cel mai prețios lucru este timpul nostru. Un om care e la terapie intensivă acum, care cere de la Dumnezeu viață, el cere timp, nu cere bani. El nu cere casă. El nu cere mașină, el cere timp. În ce ți investești timpul în fiecare zi? Dacă, de exemplu, un frate de aici vine să mă ajute pe mine la casă o oră într-o zi, viața lui se scurtează cu o oră pentru mine. Nu știu dacă mă înțelege ce spun. Timpul e mai important ca și banii. Biblia spune că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Dar cum? Fiți foarte atenți. Nu o zis pentru prietenul său, o zis pentru prietenii săi. Înseamnă că nu se referă la moarte fizică. Că n-am cum să mor pentru toți prietenii mei. Aici Biblia ne spune ceva extraordinar. Ia-ți prietenii pe rând, care au nevoie de o încurajare, de o mângâiere, de un ajutor financiar, de un ajutor. Din timpul tău du-te și fă ceva pentru ei. E cea mai mare investiție care poți să o faci. Și spunea poezia, în trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să poți cu milă să le alii întrecând. Cea mai întâlnită expresie asta, știți care e? N-am timp. Și o expresie falsă. Că timpul nu mă aparține mie, dragii mei. Timpul e în mâna Creatorului. El a rânduit ca oamenii să trăiască și le-a rânduit anumite vremuri. Ce ai făcut cu viața ta? La noi la biserică a fost o înmormântare și scria pe sicriu, a trăit 75 de ani. Și am zis, dragii mei, să nu vă supărați pe mine, a trăit doar 5 ani. S-a uitat familia speriată la mine. Și am zis, da, că numai de 5 ani l-am botezat. În ochii lui Dumnezeu contează câți ani ai trăit cu El. Câți kilometri ai la mașină astăzi? Știți că în ochii Domnului contează numai kilometri că ți-ai făcut cu El? Știți că Dumnezeu numără pașii noștri? Tu numeri pașii, Psalmul 5, 6, 8, tu numeri pașii vieții mele de pribiat. Vreau să vă dau un exemplu spre încheiere. Apoi vreau cu familia Timofte să cântăm o cântare, dacă ei o cunosc, cred că o cunosc. Viața e plină de întristări, grijuri vin zi de zi. Iisus ia? Dar cum ia Iisus povara? Am spus, prin 7 moduri. Prin mine, prin tine, prin mângâierea pe care noi o putem oferi. Dar, dragii mei, să las un exemplu până frații vor pregăti această cântare. Ajunge Pavel în închisoare la un moment dat și în ultima lui scrisoare, în 2 Timotei, 1:16, am spus și mă repet și îmi cer iertare pentru cei care au fost pe stadion aici, pe terenul de fotbal aici, în vară, când am spus acest exemplu și vreau să-l repet, dar se potrivește foarte bine cu mesajul. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea, așa cum a fiți foarte atenți. Versetul 18, 2 Timotei 1:18. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat Onisifor în Efes. Am citit, dragii mei, de zeci de ori acest pasaj și nu l-am înțeles. Și într-o zi, Duhul Sfânt m-a îndemnat să merg și să pun pe Waze, pe Google Maps, Roma, Efes. Și când am scris Roma și am scris Efes, care nu se mai numește Efes astăzi, însă este o regiune din Turcia cu alt nume, Google Maps mi-a spus așa, 2000 de kilometri. Și am înlemnit și am început să plâng. Pentru că nu l-am înțeles pe Pavel. Pavel, de ce în ultima scrisoare n-ai vorbit de Petru, de Iacov? De ce în ultima scrisoare n-ai vorbit de sacrificiile tale, de alte lucruri? De ce l-ai adus pe Onisifor în ultima scrisoare, în fața întregii lumi? Și-a zis Pavel, pentru că într-o zi, când nu era nimeni lângă mine, spunea el în 2 Timotei, toți m-au părăsit. Porțile închisorii nu s-au deschis să mai intru în deținut. Porțile închisorii s-au deschis și au intrat Onisifor.
Au făcut 2000 de kilometri omul ăsta ca să mă caute. Când am fost în Efes, în probleme, m-au căutat acolo. Când am fost la Roma, m-au căutat. Îi doresc un singur lucru, Ionisifor. Nu progres financiar. Nu-i doresc viață lungă, în primul rând. Îi doresc ca în ziua când se vor citi numele în cer, să-și aducă Domnul aminte că Onisifor a făcut poze cu mine, lanțuri. Când eram evanghelist, când predicam, toți erau lângă mine, toți mă chemau, zis Pavel. Aveam agenda plină, spunea fratele Moise Lucaci. Și vă redau exact cuvintele lui. Când schimbam 3 cămăși pe zi, aveam 10 de apeluri pierdute. Spunea fratele Moise, când am avut cancer, deschideam telefonul și mă uitam și nu era niciun apel pierdut. Ăștia sunt oamenii. Este cineva care în seara astăzi poate mângâia inima. Dar vreau astăzi să mă duc un pas mai încolo și apoi să cântăm. N-ai vrea să fii de azi un om al mângâierii? E cea mai necăutată slujbă în Biserica Pentecostală. E cea mai ignorată, aș spune. Nu mai dorește nimeni. Dar prin mesajul acesta Dumnezeu vrea să iei decizii noi și să spui: Doamne, vreau de azi să-mi petrec cele 3000 de SMS-uri de la Orange cu folos. Vreau de astăzi, Doamne, să mai deschid ușa unei închisori. Spuneau niște copii, o mers cineva la ei cu o oală de sarmale și au zis: copiii, de 10 zile mama e în spital, nu ne-a căutat nimeni. Când a fost ultima dată când ai hrănit un Lazar? Când ai mângâiat pe cineva? Când te-ai oprit să ștergi o rană? Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Și prin cântarea asta Dumnezeu să ne mângâie și apoi să ne rugăm și rugăciunea noastră să fie...